Un avion al companiei românești Tarom, ce efectua o cursă spre Amsterdam, a fost întors din drum în această dimineață din cauza unor probleme tehnice. Un pasager a declarat că a început să iasă fum din avion. Pasagerii au fost nevoiți să plece spre Amsterdam cu un alt avion în jurul orei 13. Un avion al companiei Tarom, care făcea o cursă spre Amsterdam, a fost întors din drum din cauza unor probleme tehnice. Reprezentanții aeroportului Henri Coandă declară că asemenea situații nu sunt neobișnuite. Avionul efectua o cursă către Amsterdam și decolase la ora 9. Pasagerii declară că în avion începuse să miroase a fum destul de tare, însă nu s-a creat panică. Aeronava a aterizat cu bine la București, iar pasagerii au fost debarcați și sunt asistați de către reprezentanții companiei. Aceștia nu au fost nicio clipă în pericol. În ceea ce privește situația aeronavei, după verificări, tehnicienii au constatat că a fost vorba de o defecțiune minoră la instalația de climatizare, a declarat Georgeta Dinu, purtător de cuvânt al Tarom. Avionul avea 117 pasageri la bord, iar aceștia au plecat spre Amsterdam cu un alt avion.